Legenda spune că Florian Colda ar fi fost remarcat de președintele Traian Băsescu în timpul crizei ziariștilor răpiți în Irak. Prestația sa în celula de criză propunându-l în vârful SRI. În realitate, Colda nu a participat la operațiunea de căutare și de eliberare efectivă a jurnaliștilor răpiți, ci a fost implicat doar în operațiunea de răscumpărare, referitor la care a avut misiunea de a efectua transportul banilor de la București la Bagdad. Iar cea mai mare problemă este că suma alocată pentru răscumpărarea jurnaliștilor răpiți, pentru care generalul a fost ridicat în slăvi, a fost de două ori mai mare decât cea vehiculată inițial. Și totuși, unde au dispărut banii? Poate ne spune domnul Coldea. La fel cum poate ne spune și ce s-a întâmplat cu Codruț Marta. Afacerea Haisam Irak sau răpirea din Irak. Protagoniști au fost trei jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Hanesian, care au fost răpiți în Bagdad, capitala Irakului, într-o operațiune pusă în scenă de multimilionarul Omar Haisam. Împreună cu cei trei jurnaliști a fost luat ostatic și Mohammad Munaf, cetățean american de origine irakiană, care se oferise să fie ghidul românilor pe durata deplasării jurnalistice. La acea vreme, generalul Florian Colda, fostul șef operativ al SRI, ar fi luat parte la operațiunea de eliberare a ziariștilor români. În realitate, Coldea nu a participat la operațiunile de căutare și de eliberare efectivă a jurnaliștilor, ci a fost implicat doar în operațiunea de răscumpărare, având misiunea de a efectua transportul banilor de la București la Bagdad. Nici acum nu se știe unde au ajuns toți banii. De implicarea în operațiunea de răscumpărare a jurnaliștilor răpiți în Irak se leagă prima acuzație de corupție la adresa lui Florian Colda. La adresa sa au fost lansate acuzații de deturnare de fonduri, imputându-i se că ar fi predat pentru răscumpărare doar 9 milioane din suma de 13 milioane de euro care ar fi fost alocată de către statul român. Ce declarați, domnule Haisam? De unde ați fost adus? Ați fost adus din Siria? De unde ați fost adus? Din ce țară? Când veți spune adevărul despre fuga dumneavoastră? Ce adevărul trebuie să spune? Acuzația privind delapidarea sumei de 4 milioane de euro din banii alocați pentru răscumpărarea jurnaliștilor a fost susținută și de fostul procuror șef adjunct al DIICOT, Ciprian Năstasiu, în cartea sa. Sunt mai multe scenarii, nu-i singurul care l-am auzit cu privire la această sumă. Suma este și mai mare. Singurii care ar putea să dea un răspuns clar și să lămurească pentru totdeauna această problemă sunt cei care au făcut parte din celula de criză. Dacă au fost date sumele de bani și dacă au lipsit din aceste sume de bani. Și nu este singura afacere care l-a îmbogățit pe Florian Colda. Potrivit bănățeanul.ro, pe vremea când era adjunctul SRI, generalul a preluat controlul ANAF, totul cu ajutorul lui Sorin Blejnar, dar mai ales cu ajutorul lui Codruț Marta, mâna dreaptă a șefului ANAF, care a dispărut fără urmă. Conform sursei citate, Colda a plantat oameni în interiorul ANAF-ului cu ajutorul cărora urmărea traseul banilor diversilor oameni de afaceri și așa strângea material pentru șantaj. Pionul principal al lui Colda era însă Codruț Marta, cu acordul lui Sorin Blejnar, scrie bănățeanul.ro. Acesta din urmă pusese la punct diverse scheme, prin care îi scutea de plăți importante din taxe și accize pe oamenii de afaceri care erau dispuși să colaboreze. Mai exact, prin schema pusă la punct de Codruț Marta, li se permitea să importe benzină și motorină fără să plătească accizele. Prejudiciul astfel creat este unul imens pentru statul român. Oamenii de afaceri se îmbogățeau și mai mult, dar dădeau și partea. Conform sursei citate, din recunoștință pentru Colda, mergeau chiar până într-acolo, încât îl plimbau pe fostul adjunct SRI prin magazinele cu haine scumpe, de fițe, și îi cumpărau acestuia tot ce își dorea.
Oldea l-a îmbogățit și pe Codruț Marta, conform bănățeanul.ro. Mâna dreaptă a șefului ANAF se plimba în vacanțe exotice și lua masa cu grupul de la Monaco, ceea ce este imposibil pentru alți bugetari care muncesc cinstit. De altfel, Marta era mereu însoțit de soția sa, Andreea Marta, care, conform sursei citate, încerca să placeze domnișoare din rețeaua de prostituție pe care o conducea. După întreaga poveste, Codruț Marta a fost de negăsit. La 12 ani de la dispariția omului mafiei evazioniste, povestea rămâne un mister mai ceva decât în seria Dosarele X. Anchetatorii au scormonit pădurea, groapa de gunoi, au distrus gazonul unui stadion și au ajuns să-l caute pe Codruț Marta inclusiv în mormintele din cimitir. Doar că statul pare că e mare amator de filme polițiste, motiv pentru care a refuzat de fiecare dată să-l declare mort pe Codruț Marta, deși ar exista indicii că omul mafiei nu ar mai fi în viață. Care sunt ele, nu le-au spus, dar surse din anchetă au devoalat o adevărată telenovelă. DNA a renunțat la dosar după săpăturile inutile făcute în cimitirul din Pipera, unde au sperat să găsească osemintele lui Marta. Cert este că, potrivit tuturor martorilor din dosar, ultimul care l-ar fi văzut în viață pe fostul șef de cabinet al lui Blejnar ar fi fost Ilan Schwarzenberg, iar Marta ar fi fost otrăvit cu ciorbă în casa afaceristului. Ulterior, amicii lui Ilan i-ar fi plimbat telefonul prin oraș și ar fi dat mesaje cunoscuți. Pe 21 mai, în urmă cu 12 ani, ar fi fost văzut ultima dată în viață. Și de atunci, cadavrul său ar zăcea pe fundul lacului Snagov, mai nou.